Căline, aduți aminte, când ai descoperit? Sincer să fiu, prima piesă pe care am ascultat-o a fost Echoes. La un chef în care mija soarele dimineața. Și pe urmă am cumpărat și albumul respectiv, Medal, dar vreau să spun faptul că ce a urmat după aceea ne-a schimbat, cel puțin mie mi-a schimbat viața. Asta era următoarea întrebare, în ce fel ți-a schimbat Pink Floyd viața și cât de mult crezi că a influențat muzica în general, muzica celor de la Pink Floyd? Deci Pink Floyd, după cum observ, au creat un mare concept, au creat o mare lucrare realizând aceste două capodopere, Dark Side of the Moon și după aceea The Wall. A fost capodopere care efectiv, orice s-ar întâmpla, orice telefon primesc, trebuie să las albumul să se termine până la capăt. The Wall. Zice lumea că este cel mai important spectacol de pe planeta asta. Uite că și noi românii avem norocul să-l vedem pe viu. Ce părere ai de treaba asta? Am așteptat unii dintre noi o viață întreagă. Tu, de exemplu, ți-ai imaginat vreodată că la un moment dat, nu Pink Floyd, dar măcar Roger Waters cu acest mare, mare show de vedea în România? N-aș fi crezut, sincer să fiu, acum 3 ani când l-am văzut la Budapesta, acest spectacol. Norocos. Mi-am dorit foarte mult să-l văd, știind și atunci Pink Floyd. Deci în 1980 n-aș fi știut că acum 3 ani o să văd așa ceva. Ce înseamnă pentru tine zidul? Ce este zidul? Zidul înseamnă acest tupeu și această nerușinare care există din toate punctele de vedere și care creează românului de rând o situație în care se simte umilit de-a drept. Dacă dărâmăm zidul, ce crezi sau ce te aștepți să găsești după el? Dacă dărâmăm acest zid, cred că vom găsi mai multă valoare, mai multe lucruri pe care noi le așteptăm.